Bilanț Provizoriu, emisiune realizată de Nicola Don. Bună dimineața tuturor, lângă mine se află astăzi deputatul independent Remus Cerna, un ales foarte aparte al neamului românesc. Ați intrat în Parlament, domnule Cerna, ca reprezentant al Partidului Verde, ați continuat sub umbrela PSD, pe care ați părăsit-o pentru a deveni independent și ați rămas atât de independent încât mulți vă consideră drept izolat. O să trecem în revistă împreună actualitatea săptămânii, o să vorbim și despre inițiativele noastre legislative și ele total ieșite din comun, multe dintre ele, nu toate. Începem deci cu suita arestărilor preventive, a câta oară, a eliberărilor, al valsului cătușelor. Haideți să le luăm pe rând, ultimele episoade bare. Melena Udrea eliberată din închisoare, dar plasată în arest la domiciliul în dosarul Gala Butei. Bine, e rău, e normal, anormal și după aia lărgim dezbaterea la știți cum e, regulă. Fiind vorba de decizia la instanțelor, fiind vorba de politicieni, comentariile mele vor fi reținute. Ceea ce îmi doresc vorbim este de să principii, se nu de cazuri. Da, ceea ce îmi doresc este să se facă justiție. Dacă au fost decizii ale instanței pentru arest preventiv, le respect și foarte bine că au fost așa, probabil că au fost rațiuni suficiente pentru a fi luate. Dacă acum s-a decis arestul la domiciliu, iarăși este o decizie a instanței pe care o respect. Atunci însă când în Parlament avem de votat pentru ridicarea imunității sau pentru încuvințarea arestării în cazul unor foști miniștri, eu mereu votez cu bilele la vedere, cum se spune, pentru cererea DNA, pentru cererile formulate din partea justiției, discutând pur principial. Indiferent de faptul că unii dintre cei acuzați îmi sunt oarecum mai antipatici sau mai simpatici, am urmat același principiu în cazul tuturor. Inițiativa colegului dumneavoastră, domnul Niculae, de la PSD, de a nu pune cătușe celor care sunt suspectați de corupție, ci numai celor care au un comportament violent. Cum o apreciați? Cred că trebuie urmate totuși niște rigori ale justiției. Dacă este cineva arestat, în principiu ar trebui să poarte cătușe, din punctul meu de vedere. Sigur că acum e o întreagă dezbatere în ce măsură un politician care este doar bănuit de anumite fapte, fiind adus, fiind expus în fața opiniei publice cu cătușe, în ce măsură imaginea este afectată, pentru ca ulterior să constatăm că eventual acuzațiile care s-au format împotriva sa nu au avut suficientă susținere și e achitat sau declarat nevinovat. În ce măsură un astfel de lucru este acceptabil pentru societate. Sper să avem dezbatere înțelepte, însă din punctul meu de vedere, dacă este să se facă justiție și să fie justiție, anumite rigori ar trebui, nu văd de ce am pune excepții peste excepții. Chiar dacă, în opinia multora, cătușe înseamnă vinovăție. Nu, păi tocmai asta trebuie explicat. Eu cred că este și rolul dezbaterilor publice, rolul politicienilor, rolul presei să explice. Arestul preventiv nu înseamnă condamnare. Arestul preventiv nu înseamnă că s-a decis deja de către o instanță că ești vinovat și întotdeauna trebuie afirmat acest lucru. Orice acuzat beneficiază și de prezumția de nevinovăție. Haideți să continuăm punctual. Principii vorbim. În cazul primarului Iașiului, Gheorghe Nichita, este sau nu este afacerea celebră acum de spionaj intim, să-i spunem, sau nu de resortul DNA? Vorbim aici de abuz în serviciu. E corupție abuz în serviciu? Nu e corupție? Știu că se încadrează legal la DNA, dar iarăși cu moral, cu multe ghilimele. Iarăși, cu amendamentul că fiecare acuzat beneficiază de prezumția de nevinovăție, voi spune că dacă instanța va decide că într-adevăr primarul se face vinovat de cazul primarului, dacă abuzul de putere este foarte grav. Aici vreau să ajung. Cu siguranță, dar se încadrează sau nu la corupție? Din punctul meu de vedere, este extraordinar de grav ce s-a întâmplat la Iași. Dacă într-adevăr așa stau lucrurile. Deci fac amendamentul dacă așa stau lucrurile și asta instanța va decide. Ideea că un primar își transformă poliția locală în poliție personală este de o gravitate
maximă. Asta înseamnă că se aruncă în arbitrariu rolul tuturor instituțiilor, și e vorba și de primărie și de poliția locală. Este vorba de faptul că se aruncă în aer orice principiu al statului de drept. Nu poți, atunci când folosești puterea politică, pe de-o parte, a primarului, și puterea poliției, pe de altă parte, pentru a urmări cetățenii acestei țări, pentru a intra în viața lor privată, cumulat cu faptul că s-a spus că au fost implicați și membrii ai unor clanuri recunoscute pentru violența și pentru ilegalitățile pe care le comit, tot acest melanj, tot această alianță între primărie, poliție locală, clanuri interlope, este ceva absolut sinistru și este de maximă gravitate. Aici, dacă într-adevăr procurorii au dreptate, pedeapsa ar trebui să fie extraordinar de aspră și trebuie intervenit, eu aș spune, și de către serviciile secrete în astfel de situații, adică este amenințat statul de drept prin astfel de comportamente ale unor aleși locali. Dacă aleși centrali sau aleși locali folosesc instituțiile publice pentru forme de represiune chiar a unor cetățeni, pentru că acea persoană, din câte am înțeles, a fost și amenințată, sunt amenințate grav libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor și este aruncat în aer statul de drept. Ori asta este aruncată în aer ordinea constituțională a acestei țări. Toate principiile fundamentale, dacă vreți, ale statului de drept sunt aruncate în aer. Ce răspundeți celor care consideră că se merge prea departe cu aceasta și că e vorba numai de o afacere privată, de o idilă care n-a funcționat corespunzător? Da, e o întrebare voit provocantă. Din punctul meu de vedere, nu este vorba de o chestiune pur privată. În relația dintre doi oameni, unul are un acces în acesta de gelozie și reacționează irațional. Nu este vorba de asta. Este vorba de fapte penale, dacă ele se dovedesc a fi într-adevăr reale, este vorba de fapte penale extraordinar de grave și sunt în formă continuată și implică foarte mulți actori, adică mai mulți polițiști, șefii poliției locale, primarul, poate și alți oameni din primărie, membrii ai unor clanuri interlope, după cum spuneam, deci este practic o transformare a statului într-o structură mafiotă care exercită puterea dată de cetățeni, da, prin vot că primarul a fost ales, o exercită în mod complet discreționar pentru interesele personale ale acestuia, reprimând, urmărind, intrând în viața privată, amenințând un cetățean român, poate și pe alții. Din ultimele date am văzut că apar tot mai multe informații că ar fi fost și alți oameni, alți cetățeni, urmăriți sau supuși unor presiuni din partea acestei alianțe primărie, poliție locală, lume interlopă. Cu Remus Cernea, deputat independent, domnule Cernea, toată lumea a făcut săptămâna trecută, în cap cu premierul, bilanțul la 3 ani de guvernare Ponta. Care este bilanțul dumneavoastră? Sunt câteva aspecte unde guvernul, să spunem, a obținut oarecare rezultate. Și eu vă spun că, deși sunt un critic al guvernului, deși am ieșit din alianța USL încă de acum peste 2 ani, am fost primul parlamentar care a ieșit din USL și care a intuit sfârșitul acelei alianțe și eșecul ei politic, totuși sunt câțiva miniștri care mi se pare că și-au exercitat mandatul într-un mod relativ lăudabil. Și anume? Spre exemplu, ministrul fondurilor europene, domnul Teodorovici, cât a fost ministru al fondurilor europene, pentru că recent a devenit ministru de finanțe. Dar scriptic sau se poate proba că această absorbție a fondurilor europene a crescut de la sub 10%, cât fusese timp de mulți ani sub guvernarea PDL, a crescut la un peste 50%. Sigur, nu suntem la 100%, dar este un progres și rare ori putem discuta în politica din România despre progrese vizibile, măsurabile și foarte greu de contestat.
Da, iar președintele, aici, fostul președinte Băsescu contesta aceste cifre ieralaltă ieri pe Facebook. Bun, domnul Băsescu cred că a făcut toate eforturile pentru a se decredibiliza în mai toate temele importante în care s-a exprimat, încât nu știu cât de credibilă mai este sursa Traian Băsescu sau cât de mult mai merită să comentăm ceea ce spune domnia sa. După părerea mea, 10 ani cu Traian Băsescu au însemnat o stagnare a societății românești din perspectiva evoluției democratice. Pentru România și pentru mine ca simplu cetățean al acestei țări, care l-am votat pe, eu l-am votat pe Băsescu în 2004. Nu neapărat cu mari iluzii sau cu mari așteptări, dar totuși mă gândeam că va atrage alături de domnia sa o serie de minți reformatoare și că va trece la anumite reforme. 10 ani, dacă facem bilanțul după 10 ani de mandat Băsescu la președinția României, reformele au fost infime, ezitante și cred că sub anumite aspecte s-au făcut și pași înapoi, grație, în ghilimele, atitudinii domniei sale extrem de corozive. Nu a construit aproape nimic. Care aspecte? Din potrivă, a fost un președinte care a demolat, s-a priceput să demoleze și după 10 ani a rămas singur, fără niciun fel de aliați, fără niciun fel de sprijinitori sau cu câțiva aliați insignifianți, practic. Care sunt aspectele nocive la care vă referați adineauri? Din punctul meu de vedere, un președinte ar trebui să fie o sursă de valori pentru o societate. Pârghile efective pe care le are la dispoziție sunt limitate, sunt puține. Mult mai multe pârghii are un prim-ministru. Parlamentul de asemenea poate imprima anumite reforme sau anumite direcții pentru societate. Dar președintele poate fi un vector moral de schimbare. Și aici mă refer și la Traian Băsescu, mă refer și la domnul Klaus Iohannis și la orice președinte. Deci am început cu bilanțul Ponta, mi-ați făcut un bilanț Băsescu, păi, care era neprevăzut, era noroc, da. Era contestase și da. O să ajungem acum și la președintele Iohannis. Dar haideți să terminăm bilanțul Ponta, ca să revenim și la atitudinea președintelui Iohannis și la distanța și la modul diferit de a-și exercita funcția. Unde cred că sunt câțiva, puțini, dar sunt câțiva miniștri în cabinetul Ponta, care chiar s-au ocupat cu seriozitate de ceea ce... Iar îmi vine să mă îndepărtez, pentru că dacă am marcat niște puncte bune, cum spuneți dumneavoastră, cu fondurile europene, cu impozitarea bacșișului, mă tem că nu sunt foarte aici multe este vorba puncte de bune. Ministrul de Finanțe. Aici e vorba de ministrul de finanțe, Teodorovici. Întâmplătorii același individ. Așa este, dar eu am discutat mai devreme despre ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici. Suntem de acord. Pe care eu l-am apreciat și mi s-a părut a fi un om serios. Sau care cu consecvență a încercat să miște niște lucruri, pentru că e greu să miști sistemul. Vă spun că e foarte... Eu am lucrat și în Guvernul României ca și consilier al primului ministru în anul 2012. E foarte greu să miști sistemul, chiar dacă ești șef pe un minister, vă spun. Știu și nu sunteți singurul care spune asta și nu numai în România. Deci, după domnul Teodorovici, nu știu, nu mai îndrăznesc să revin la bacșiș, dar tare îmi vine, pentru că ne lovim de asta în fiecare zi. Haideți cu bilele albe în continuare. Cred de asemenea că un efort de reformă destul de consistent îl face și ministrul sănătății, domnul Băniceiu, chiar dacă există niște sincope, chiar dacă au apărut niște probleme, dar vă spun că orice schimbare atunci când încerci să o faci, nu curge lin. Întotdeauna apar și probleme, însă important este să încerci să miști lucrurile într-o direcție. Și l-am văzut pe domnul Bănânceiu încercând. Și încercând chiar cu o anumită seriozitate. Repet, în Parlament am formulat numeroase critici la adresa guvernului Ponta. Atunci când am părăsit alianța USL, am fost de asemenea foarte critic, iar înainte de alegerile prezidențiale l-am susținut deschis pe domnul Iohannis. Și am și explicat de ce într-un articol care a fost cel mai citit articol pe care poate l-am scris vreodată pe Vox Publica. Revenim și la domnul Iohannis. Deci ăsta e cu premianții, tabloul premianților. Mai aveți pe cineva în afară de domnul Băniceu? Acești doi miniștri mi s-au părut printre cei mai serioși și public le salut străduința și rezultatele. La capitolul repetenți?
Au fost și foarte mulți miniștri șterși pe care i-am și uitat sau societatea îi uită imediat ce poate și-au pierdut mandatul și-au încheiat mandatul. Aș spune că și premierul Victor Ponta, fiind un om tânăr, la un moment dat chiar se spunea cel mai tânăr premier din Europa, fiind un om cu care vă spun că atunci când am avut discuții personale, am fost încântat să văd că gândește foarte bine anumite teme, că este deschis, că nu este un om închistat, încuiat sau care să nu înțeleagă multe lucruri care țin cumva de modernizarea unei societăți. Dar că simt dar ca prim-ministru, dar ca prim-ministru nu a avut suficientă energie, nu știu, nu a fost chiar un factor de schimbare. Eu mă așteptam la mai mult. Declarativ, uneori a avut declarații bune despre necesitatea unei schimbări, despre reformă, despre progres, despre o atitudine mult mai relaxată, dar ca fapte concrete sunt puține cele pe care le putem enumera ca fiind reforme și schimbări de substanță. Haideți să revenim și la președintele Iohannis. Cu deputatul Remus Cernea, să revenim, domnule Cernea, și la președintele Iohannis, cum am promis. L-ați votat, sunteți mulțumit de distanța sau de implicarea sau de lipsa de implicare a dânsului în dezbaterea publică, care este din ce în ce mai comentată în zilele noastre? Este un contrast foarte mare între președintele Traian Băsescu, între modul în care Traian Băsescu și-a exercitat mandatul de președinte și modul în care o face Klaus Iohannis. Până acum, a trecut însă puțin timp, 5 luni. Peste 100 până, de zile, da, faimosul până, bilanț, alt da, bilanț pe da, care nu-l vom face. Dar acum, până acum, nu avem încă așa numita big picture, așa numita imagine de ansamblu, un politician de anvergură pentru a putea să se desfășoare și să arate dacă într-adevăr este un vector de schimbare în binea societății sau nu, sau în prea mică măsură va face asta, vă spun că e nevoie de mai mult timp. Dar primele semnale, atâtea câte le-am așa cum le-am perceput eu în aceste 5 luni, mie îmi dau un sentiment aproape confortabil, că este un președinte care vrea să fie un om foarte serios. Sigur că a avut și câteva scăpări și uneori poate că vocile pe care le-a ascultat din partea unor sfătuitori n-au fost tocmai bine alese. Și aici e exemplu celebru cu Schweighofer și cu pădurile. Deși unele observații pentru care președintele a retrimis Parlamentului codul silvic sunt rezonabile, se pare că s-a lăsat poate prea ușor influențat și de anumite voci care, din punctul meu de vedere, vin dinspre PNL, adică se simte o relație directă, pentru că au fost argumentate în același mod. Dincolo de asta, distanța manifestată de dânsul față de actualitatea politică curentă, față de toate scandalurile, da, față de cătușe. Eu cred că este bine. E bine sau e rău? Pentru că mulți reproșează. Nu, eu cred că este bine. Cei care reproșează, probabil, obișnuindu-ne cu această implicare totală a lui Traian Băsescu, care intra și pe telefon seara la televiziuni, spunea... Nu mă refer neapărat la asta, ci la cei care spun am crezut că ne-am luat țara înapoi, de fapt nu ne-am luat-o, că totul merge ca înainte. Bun, va fi foarte ușor să se aducă astfel de obiecții, dar ceea ce intuiesc eu, sper să nu greșesc, că încearcă noul președinte Klaus Iohannis să facă, este să țină, să dea o stabilitate instituției prezidențiale. În mandatul lui Traian Băsescu, instituția prezidențială a fost de multe ori imprevizibilă. Adică ne trezeam peste noapte cu un președinte care arunca în aer societatea că începea să atace la persoană un jurnalist, că îl acuza pe regele Mihai de nu știu ce, că îl acuza pe doctorul Arafat și sunt multe exemple de acest fel, în care președintele era o sursă de inflamare gratuită a societății pe chestiuni uneori prea puțin relevante, în timp ce, repet, cred că o instituție prezidențială trebuie să fie un vector stabil de valori. Și chiar dacă președinția nu se pronunță și nu intră în scandalurile curente, decât foarte, foarte rar,
Tocmai prin asta își va putea întări, dar în timp, credibilitatea pentru momentele în care se va pronunța cu adevărat. Pe teme care au o relevanță și o greutate mai mare. Eu asta intuiesc că încearcă să facă președintele Klaus Iohannis. Încearcă să evite scandalurile de zi cu zi, care oricum apar și dispar, da? Și care sunt de multe ori derizorii. Încercând să țină, să mențină cumva instituția președinției într-o zonă mult mai principială, mult mai serioasă și să-i dea o mai mare greutate. Președinția s-a demonetizat în perioada lui Traian Băsescu tocmai prin excesul de ieșiri publice și prin ieșiri publice intempestive și de multe ori suburbane, într-un limbaj suburban sau într-un limbaj nedemn pentru un președinte. Or, acum vedem acest contrast. Mulți încă nu se acomodează, nu se obișnuiesc cu el, dar intuiția mea este că asta încearcă Klaus Iohannis, să pună președinția, să facă din președinție un pilon de stabilitate principială și de valori pentru această țară. Sper că va reuși. Cu deputatul Remus Cernea, proiectele dumneavoastră legislative, ora de religie în școli pe care vreați să o suprimați, va fi prezentă. Parteneriatul civil nu a trecut de comisii, delfinii nu au fost considerați persoane non-umane, colegii dumneavoastră vizibil nu vă susțin, nu ați obosit să vă luptați cu morile de vânt? O să vă contrazic la fiecare punct. Vă rog, că mai am și altele, dar nu ironie. Da. Deci, de obicei, eu nu sunt... Da. Neapărat lipsit de ironie la microfon, dar de data asta chiar nu sunt. Sigur. Să știți că proiectele pe care le-am inițiat, am aproape 50 de legi propuse, ca o paranteză. Și aproape 300 de luări de cuvânt în plen. Așadar, okay, m-am implicat în foarte multe cauze. Rezultatul concret fiind... O să vedem și rezultatul și vi-l spun imediat. Este exact opusul la ceea ce a spus. Vă rog. Și o să argumentez pentru asta. M-am implicat în foarte multe cauze, am încercat să aduc idei noi în dezbaterea politică, pentru că foarte multe teme, pur și simplu, deși au existat pe agenda societății civile ani de zile, deși în societate se discută despre ele, deși internetul era un mediu în care multe astfel de idei circulau și aveau un anumit număr de susținători, în plan politic nu s-au găsit prea multe voci care să le aducă pe agenda politică prin inițiative legislative. Și aici vorbim de separarea dintre stat și biserică, temă ținută așa, înghețată și de care aproape toți politicienii s-au ferit. Și când vorbesc de separarea dintre stat și biserică, aici intră foarte multe chestiuni. Finanțarea cultelor, religia în școli, relația politicien-biserică, prezența preoților în campaniile electorale și așa mai departe. E o discuție în sine. Da, e o discuție în sine uriașă asta. Dar eu am adus-o în discuția publică. Am venit cu inițiative legislative și prin simplu fapt că s-a discutat în Parlament despre cum să fie cu religia în școli sau despre cum să finanțăm cultele și alte teme, prin simplu fapt că s-a discutat, asta s-a propagat în presă pe scară foarte largă, au fost zeci, sute, mii de articole, zeci, sute de dezbateri. Prin aceste dezbateri deschidem calea schimbării. Pentru că schimbarea de care avem nevoie în societate este cea de mentalitate. Cea de mentalitate va aduce și schimbări politice. Eu nu mi-am făcut iluzia că de unul singur o să vin cu propuneri de reformare a societății românești care să fie aplaudate pe scară largă imediat, care să fie adoptate cu unanimitate în Parlament. Nu. Am fost, cred și cred că sunt un om realist și cunosc foarte bine societatea în care trăiesc. Am fost realist și mi-am propus de la început, de la bun început acest lucru. Să deschid dezbaterea, deschid temele. Acesta este marele succes al inițiativelor mele. Dar mai mult, am făcut și mai mult de atât. Sunt câteva inițiative care ar putea avea o șansă să și treacă. Și o să vă dau câteva exemple. Ați vorbit de delfini. Da, am propus anul trecut această lege pentru a recunoaște un statut special pentru delfini de persoane non-umane. De ce? Această specie
la oaltă cu elefanții și cu cimpanzeii, sunt printre puținele specii care trec testul oglinzii. Ce înseamnă asta? Se recunosc în oglindă. Asta înseamnă că au un grad de inteligență și de conștiință de sine foarte ridicat, asemănător cu al oamenilor. Mai mult, delfinii sunt extraordinar de inteligenți, au dialecte diferite, au zeci de mii de au un limbaj sonore, complex, da. Variațiuni sonore, au un limbaj complex, zeci de mii de așa zise cuvinte, să spunem, da? Comunică, au o comunicare foarte complexă. Salvează vieți omenești. Asta înseamnă că sunt în stare de inferențe morale, inferențe etice. Și se sinucid în captivitate. Sunt ființe extraordinar de inteligente. Și atunci întrebarea noastră principală este: când întâlnim o altă inteligență, că este de pe planeta noastră sau că este din de altundeva, vin mâine, aterizează niște extraterestri în piața Victoriei, în fața Guvernului României. Instantaneu, noi vom accepta că trebuie să le acordăm niște drepturi. Nu o să-i punem în cușcă. Poate că vor să discute cu domnul Ponta înainte. Cu domnul Ponta, cu domnul Klaus Iohannis. Poate vin și la noi la Parlament. Nicio problemă. Îi primim oriunde. Dar ideea principală este următoarea. Atunci când ne întâlnim cu ființe inteligente, le acordăm niște drepturi. Le considerăm nu niște simple obiecte mișcătoare, cum din păcate animalele au fost considerate într-o tradiție veche și destul de crudă și care a generat multe orori, ci le-am acordat prin prisma faptului că au inteligență, le-am acordat instantaneu niște drepturi și anume le-am acordat, de fapt, calitatea de persoane. Unde n-ați fost. Ascultați-mă și o să vedeți. Multe alte întrebări. Știu, dar aici e chiar o temă pe care, măcar într-un minut s-o mai dezvolt, după care trecem la altele. Și atunci, am propus acest lucru. India a legiferat în acest sens. Curtea Supremă a statului New York a deliberat în acest sens pentru cimpanzei. Și Ungaria s-a arătat mai receptivă chiar. Sunt și alte țări. Spania, de asemenea, a făcut pentru anumite specii de maimuțe în acum câțiva ani. Ce nu v-a plăcut cu Ungaria? De ce? Sigur, eu îmi place foarte mult Budapesta, respect... Nu, dar au legiferat în acest sens. Nu știu dacă au legiferat. Ba da, într-un sens pozitiv. Nu în sensul de persoane neumane, da. Dar au interzis o serie de captivitatea delfinilor. Excelent. Da, sunt tot mai multe țări care discută. Argentina, de asemenea, Curtea Supremă din Argentina a legiferat la fel pentru niște orangutani, acordându-le statutul de persoană. A fost eliberat un orangutan cu referire la habeas corpus. Habeas corpus, da. Este o legislație foarte veche, de 800 de ani, care spune, juridic anglosaxon. Da, care spune că nicio persoană nu poate fi ținută în captivitate fără judecată. Și orangutanul e mai persoană în Argentina. Exact. Și atunci, în baza acestei legislații, a fost eliberat. Și închei cu delfinii, spunând următorul lucru. În legislația românească, acest concept de persoane non-umane nu există deocamdată și din acest motiv legea va fi respinsă, dar am rescris legea, am lăsat doar măsurile de protecție pentru delfini, am pus într-un preambul referire la persoane non-umane, dar doar în preambul, deci nu în textul legii. Am mers la colegii mei din nou, din PSD, din PNL, din celelalte partide și vă spun că redepun legea săptămâna viitoare cu peste 10% din membrii Parlamentului ca și co-inițiatori. Avem un scoop. Vă întreb și la fel de neironic, cum conciliați această activitate frenetică și totuși neobișnuită, repet, pentru că problema delfinilor nu cred că este prima preocupare a alegătorilor români, deci ai dumneavoastră, deci fără ironie, cu o prezență aseară la ambasada Rusiei, ați răspuns la o invitație și la inițiative la fel de legislative ca cea cu delfinii, dar neurmate deocamdată de efect, o să ne spuneți, pe problema Ucrainei. Eu am cerut Parlamentului atunci când a început criza din Ucraina să fie dată o declarație de susținere a Ucrainei. Am avut de asemenea declarații politice, mesaje pe Facebook, pe internet, în privind de sprijin pentru Ucraina. Și într-adevăr, ceea ce se întâmplă acolo este o oroare asemănătoare cu dezastru din anii 90 din Iugoslavia. Când, apropo, în 1999 am fost la Belgrad în timpul războiului, am trăit această experiență de a sta sub bombardamente și am exprimat atunci un mesaj de solidaritate cu victimele acelui război, fie că erau sârbi, fie că erau albanezi sau de orice altă etnie. Și sper foarte mult ca umanitatea să găsească până la urmă căi neviolente de tranșarea disputelor.
De aceea, eu susțin foarte mult dialogul, susțin foarte mult căile diplomatice de rezolvare a unor tensiuni, a unor divergențe și, desigur, căile democratice. În privința Ucrainei, am avut o întâlnire cu un reprezentant al ambasadei Rusiei, în care eu mi-am afirmat susținerea pentru poziția țării noastre, mi-am afirmat susținerea pentru poziția NATO și a Uniunii Europene. În același timp, îmi doresc foarte mult un viitor care să nu fie unul al conflictului cu Rusia. Pentru că ar avea cineva de câștigat, dacă ajungem la o escaladare a tensiunilor cu Rusia, ar avea cineva de câștigat dacă într-un viitor oarecare va exista chiar o confruntare militară a europenilor cu Rusia sau a NATO cu Rusia, nu. Dar cum important, se împacă capra cu varza? Aici, asta este o foarte greu de rezolvat, o soluție nu va veni ușor, însă eu cred că ar trebui făcut orice efort pentru a găsi o soluție negociată și o soluție pașnică. Pentru că altfel negociată la ce? Pentru că există acordurile de la Minsk care teren nu sunt întotdeauna respectate. Este adevărat, este adevărat, însă iată că la Minsk s-au pus la masa dezbaterilor europenii cu Rusia, cu Ucraina. Trebuie să existe o fermitate și sancțiuni din partea europenilor față de Rusia dacă Rusia nu respectă și dacă se implică în continuare în susținerea separatiștilor din Ucraina. Nu soluția militară este cea care va rezolva lucrurile, ci dialogul. Pentru că în aceste zile se celebrează 70 de ani de la victoria împotriva fascismului, împotriva nazismului, victoria la care și România a avut un rol după 23 august 1944, am acceptat într-adevăr invitația de a celebra cei 70 de ani în manifestarea organizată de către Ambasada Rusiei la București. Eu sunt invitat la numeroase ambasade. Zilele trecute am fost la Ambasada Suediei, acum o săptămână l-am întâlnit pe Dean Thompson, în altul reprezentant al Statelor Unite la București. În propria sa reședință. Am întâlniri frecvente cu Ambasada Germaniei, iarăși însă îmi doresc, duc într-o altă zonă acum. Îmi doresc un viitor de cooperare și nu de conflict cu Estul Europei. Ce vroiam să vă întreb, domnule Cena, este tocmai dacă această paletă extrem de largă, acest panel de la Delfin, și nu fac ironie niciodată, până la Moscova, mă întreb ce vă face neadaptabil Parlamentului? Nu sunt neadaptabil. Sau ce îi face pe colegii neadaptabil dumneavoastră? Deci, asta e soarta fiecărei... Lucrul, da, părul lung, faptul că nu puneți cravată, tricourile, sau faptul că pur și simplu veniți dintr-o altă zonă, sunteți tânări și vorbiți sau reprezentați alți oameni, vorbiți altă limbă poate și reprezentați alți oameni. Care e problema? Uitați-vă în trecut, ideile noi întotdeauna au avut de înfruntat ideile conservatoare sau abordările conservatoare. Asta s-a întâmplat cam totdeauna. Ce e nou nu se impune imediat, ce e nou nu e înțeles imediat. Eu am însă răbdare și perseverență. Și dacă și după sfârșitul mandatului ce faceți? Sunteți candidat din nou? Vă veți reprezenta? Da. Vă veți implica într-o altă mișcare? Tot ceea ce am propus... Cum duceți mai departe tot ce ați inițiat? Tot ceea ce am propus are la bază niște principii etice. Cred că raportarea noastră la animale are o bază etică profundă. Cred că modul în care încercăm să ne soluționăm tensiunile și conflictele cu Rusia în acest caz are o bază morală și de concepție, dacă vreți, asupra politicii și asupra lumii. Multe alte proiecte privind drepturile omului sau protecția mediului pe care le-am inițiat, că am o lege anticianuri, am o lege antifracturare, am o lege pentru parteneriatul civil, am legi care acoperă câmpuri diferite, toate însă se bazează pe valori morale. Și atunci, sigur că unele lucruri nu vor fi înțelese, însă treptat, prin dialog, chiar și în Parlament am susținători. Am avut acum, când am lansat legea cu Delfinii zilele ce trecute... Ce faceți după? Tehnico-tactic, vă rog, ca la fotbal, cum faceți să câștigați meciul? Chiar am anunțat că imediat ce președintele Klaus Iohannis promulgă noua lege a partidelor care permite înființarea unui partid cu 3 membri, îmi voi anunța un nou astfel de partid, voi încerca să merg la alegerile viitoare, sunt realist
și știu că doar cu un singur partid șansele sunt infime să trec pragul de 5%, de aceea voi invita personalități precum poate Monica Macovei, poate Nicu Șordan, poate alte personalități din societatea civilă, alți oameni care s-au dovedit luptători pentru idei și pentru valori, să încercăm o coaliție democratică, o alternativă democratică la PSD și PNL, pentru că dacă nu va exista o înțelepciune a noilor formațiuni politice să se alieze în baza unui minimum de valori comune și desigur fiecare partid poate avea și agenda proprie, e firesc, și accentele proprii, dar o astfel de alianță ar putea fi un vector de schimbare pentru România care să obțină 10-15% în următorul parlament. 10-15%? Eu cred că ar fi o șansă pentru care merită să ne luptăm. Dacă vom reuși asta, oricum, trecerea pragului electoral este vitală, este 5% pentru un partid, 8% pentru alianțe formate din minimum 3 partide, 7% pentru 2 partide. E un prag electoral ridicat, este cel mai ridicat din Uniunea Europeană, dar eu cred că există deja o dorință și un vânt al schimbării în societate. Societatea românească a luat-o mult înaintea politicienilor români, este un decalaj vizibil, s-a simțit foarte puternic acest decalaj și la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Oamenii au deja alte aspirații, au călătorit în Europa, au văzut țări cu valori democratice mult mai solide, să spunem, decât în România, au văzut că se poate trăi altfel, au văzut că putem să construim o societate deschisă pentru toți cetățenii, fără discriminare, fără a ostraciza persoane de același sex, de exemplu, cum se întâmplă din păcate deocamdată în România. Deci e posibil să trăiești mult mai bine, să-ți valorifici mai bine potențialul și să ai o viață mult mai decentă și în care să te simți respectat. Ori pentru asta eu cred că există un bazin electoral uriaș, 1-2 milioane cel puțin de cetățeni, 1-2 milioane de cetățeni la vot care se susțin o astfel de alianță alternativă democratică la partidele clasice, să spunem PSD-PNL, ar putea să aspire la un 10-15, poate și mai mult 20%, dacă va exista înțelepciunea să fie puse valorile pe masă, să fie găsiți câțiva lideri cu notorietate. E foarte greu să vii cu oameni complet necunoscuți de la zero, e foarte greu, în doar un an de zile până la alegerile locale și apoi un an și jumătate până la parlamentare. Timpul este foarte scurt, dar încă este timp. Sper ca președintele Iohannis să promulge rapid legea, să nu o retrimită Parlamentului, pentru că asta ar amâna foarte mult lucrurile. Nu e o lege perfectă, dar e un mic pas înainte. Legile electorale vor menține avantajele pentru partidele mari, însă chiar și în aceste condiții, bazându-mă pe ceea ce am văzut, pe dorința foarte multor milioane de cetățeni români de a produce o schimbare, eu voi milita pentru ea și vă spun că, iată, un singur deputat a reușit în 2 ani de zile să genereze foarte multe dezbateri în Parlamentul României, foarte multe controverse care fac bine sănătății democratice a unei societăți, pentru că avem nevoie de dezbateri. Imaginați-vă că o să mai intre 10, 20, 30 de oameni care vor lupta pentru valori și pentru idei în Parlament. Atunci România va avea cu adevărat o șansă la o democrație mult mai solidă. În regulă. Haideți să vedem dacă acest bazin electoral nu se poate lărgi după chestionarul adaptat după Bernard Pivot, cu care terminăm emisiunea asta, și aici fac ironie, dar de ce nu? 10 întrebări personale care încep cu care este cuvântul dumneavoastră preferat? Schimbare. Care e cuvântul detestat? Imobilitate mentală. Puteți imobilism. Dezvolta. Nu foarte mult, că nu mai avem mult timp, dar puteți dezvolta dacă doriți. Există un uriaș potențial. Nu, el ține de schimbare. Nu mai revenim. Sunetul sau zgomotul îndrăgit? Cele naturale. Sunetele produse de păsări, de natură, de vânt, de... Cred că ați pierdut în bazinul electoral aici, cu părul și cu modul în care vă îmbrăcați, rocheri. Da, eu sunt eu însumi. Tocmai asta arată că nu am făcut... Poate să fie și cele naturale ca sunete.
Nu, cele naturale mi-a spus, nu, cel părul, mai mult. Părul nu serios, m-ați întrebat. Părul vine de într-o pasiune pentru rock, da, iubesc pentru muzica, epoca. Iubesc muzica rock, merg la concerte rock, merg și la concerte de muzică clasică, merg și la concerte de jazz, dar eu vreau să fiu eu însumi. Sunt un simplu cetățean. Faptul că am intrat în Parlament, asta nu schimbă nimic. Sunt un simplu cetățean care se manifestă liber. Vreau să trăiesc liber, să-mi exercit libertatea și sper ca în această țară toți oamenii să trăiască liber în acord cu convingerile și valorile lor. Care e mâncarea dumneavoastră preferată? Orice vegetarian. Orice? Cam orice vegetarian. Deci să nu fie carne, nu mănânc carne. Bine, nu, dar invers, nu ce nu mâncați, ce vă place. Fiți pozitiv, domnule, ce vă da, faceți-vă plăcere. Ce bun, vă face plăcere? Îmi place foarte mult mâncarea chinezească vegetariană, de exemplu. Ați văzut? Picantă. Picantă. Băutura preferată. Freșurile de fructe, de portocale, de fructe în general. Lucrul sau lucrurile fără de care nu puteți trăi? Munca. Îmi place să muncesc și îmi place să mă dedic total unor cauze pentru schimbarea, sper eu, în bine a societății românești. Ce meserie nu ați vrut să faceți niciodată, cu niciun preț? Nu, orice meserie are noblețea ei dacă e făcută, dacă e aleasă în mod voluntar și nu impusă. Deci orice consideră oamenii că vor să facă, să facă în viață. Deci eu respect orice activitate liberă asumată. Dar ce nu v-ar place dumneavoastră ca persoană Remus Cern? Eu vă spun că sunt obișnuit să fac tot felul de munci, de la sapă, să zicem, până la munci intelectuale, și am trecut prin toate aceste munci în viața mea, într-un fel sau altul le-am făcut, fie în vacanțe, fie de plăcere, fie, eu știu, necesitățile casnice, chiar necesitățile de la partidele în care am activat. Meserie, ce meserie? Nu, activități. Un om cred că e bine să facă mai multe lucruri în viață, nu una singură, nu o singură meserie. Care este cea mai importantă statuie din panteonul dumneavoastră personal? Filozofii care au însemnat ceva pentru dezvoltarea morală a umanității, de la Socrate, Platon, Aristotel până la iluminiștii din secolul XVIII, iluminiștii francezi, desigur, și au un rol important, și Kant, iluminismul german, filozofii care au deschis mintea și conștiințele oamenilor. În ce ați vrea să vă reîncarnați? Nu cred în reîncarnare. Și ce ați vrea să vă spună Dumnezeu, deci vă întrevăd răspunsul după moarte sau cine vă primește, unde vă primește și dacă vă primește? Nu cred că există Dumnezeu, nu cred că există viață după moarte, cred că avem o singură viață și ar fi minunat să o fructificăm pe aceasta cât putem de mult, să facem bine în jurul nostru, să lăsăm o urmă și să avem compasiune față de oameni și față de animale. Mulțumesc că a fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat Remus Cernea. Weekend plăcut tuturor. Vă aștept sâmbătă viitoare ora 10:15 aici la RFI. Mersi, la revedere!